În această luptă politică acerbă care va fi și care se va da, sau care a început deja și care se va da în această toamnă, pe 20 octombrie, până atunci oricum există pregătiri și există și planuri care ar trebui să se traducă prin creșterea literației cetățenilor față de ce înseamnă UE ce înseamnă metodele distructive ale Moscovei și a Kremlinului asta pentru acel segment de electorat care încă nu înțelege sau uh, pare, uh, probabil, orizonturile încetășate. Uh, cum, uh, cum se va întâmpla acest lucru? Este important că atunci când discutăm cu cetățeanți, să venim cu exemplu propriu de a uh, arăta și a demonstra de ce Uniunea Europeană este un proiect important pentru țara și totodată clasa politică trebuie să fie consecventă și atunci când declară că este pro-europeană, trebuie să fac anumite acțiuni concrete în acest sens. Și aici nu trebuie de jucat, că suntem într-o perioadă extrem de complicată și atunci când vorbim că suntem pro-europeani, ar fi bine să fim consecvenți și să nu facem coaliții inclusiv la nivel de teritoriu, în Consiliul Raionale cu Partidul Socialiștilor, fiindcă atunci când ne ducem în unele raioane unde este, spre exemplu, partidul, un partid pro-european aflat la guvernare cu Partidul Socialiștilor în coaliții la nivel de raion, aici ar fi bine ca cetățenii să înțeleagă foarte bine de ce s-a făcut această coaliție. A, a, aici vreau și... să spun că PSD-ul nu are coaliții locale. PSD-ul, cum a promis, așa și s-a conformat tuturor promisiunilor înainte de alegeri locale, de a nu face coaliții cu Partidul Socialiștilor. Și De ce? Adică ne -am, am respectat angajamentele, ceea ce am văzut în continuare, cu toate că au fost o deschidere și au fost o discuție la nivel de toate partidele pro -europiene. cei ce au urmat, de fapt, probabil că a dezamăgit și acel electorat al partidului de guvernare atunci când s-a făcut cu Partidul Socialiștilor. De ce este bine ca totuși partidul de guvernare să fie ferm în acțiunile sale și atunci când fac coaliții, pe de o parte vorbesc despre pericolul ce vine din partea este că ar fi bine totuși să fie consecvenți și să nu creeze acele coaliții care se creează se creeze o bulversare în rândul oamenilor, în rândul cetățenilor Republicii Moldova care împărtășesc valorile europene. Asta este un element extrem de important. Doi, noi, ca partidele pro-europene, trebuie să venim și să... Explicăm cetățenilor ce ne aduce Uniunea Europeană. Noi vorbim despre bunăstare, noi vorbim despre condiții mult mai prielnice, locuri de muncă, de muncă bine plătite, noi vorbim despre investiții din fondurile de preaderare care vor veni în țara noastră. Ceea ce este important la nivel de Republica Moldova, trebuie să asigurăm că tinerii, forța de muncă nu pleacă din Republica Moldova, trebuie să asigurăm acele proiecte importante pentru a susține tinerii și a susține ca să nu plece în altă parte. Pentru că ceea ce vedem la momentul de față este exodul imens a populației, problema demografică este imensă, vedem că în ultimii ani, practic 120.000 de cetățeni au plecat, conform Biroului Național de Statistică, dintre care, atenție, 60% reprezintă tinerii care, din vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani, adică pleacă forțe de muncă, sănătoase, pleacă în afara țării, pleacă împreună cu copii. Desigur că este un proces care trebuie să fie depus efort din partea instituțiilor statului, în deosebire guvernului care să vină cu programe de susținere pentru tineri, pentru familii. Vedem că chiar și recent a fost relansat același program, programul Prima Casă Plus, care de fapt s-a demonstrat un program benefic, cu toate că trei ani de zile a fost pus pauză pe el, din considerente pur de abordare pur politică asupra acestor procese.